Dacă știu secuii să facă ceva, fac cele mai bune mezeluri. Nu ezita să intrați în magazinele Benedek pentru cele mai bune mezeluri care există astăzi, din punctul meu de vedere, pe pământ. Atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, pentru o dantură sănătoasă, pentru un zâmbet perfect, Estetic Dental Clinic. Cei mai buni doctori pe care îi găsiți în stomatologie sunt doar aici. Aici, la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din truda și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe voi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994. Aparatură de ultimă generație, cei mai buni medici oftalmologi îi găsiți la Vizolmed, în Târgu Mureș, cea mai bună clinică cu cei mai buni medici, aparatură de top. Recomand. Știu că este foarte important pentru dumneavoastră să arate pielea foarte bine. Dacă vreți profesioniști în ceea ce ține dermatologie, Dermaconcept, cei mai buni. Ce ne-am face noi fără oameni dacă n-am putea să ne mai continuăm activitatea? Ai nevoie de oameni? Oameni buni? Oameni calificați? Necalificați? Birendra.ro, Birendra HR Recruiting, este la dispoziție cu forță de muncă din Nepal. Cei mai buni și cei mai serioși. Pentru un ten strălucitor, o piele magnifică, totul cu aparate non-invazive, nu ezita să o cauți pe doctor Marlena Costea. Fără nicio înțepătură, face din pielea ta o catifia. Și uite că vine vara, trebuie să ne bucurăm de un loc atât de frumos. Vrei cu adevărat să petreci într-un loc minunat? Savor Garden, strada Cuza Vodă, Târgu Mureș, un loc de poveste. Pentru cel mai bun vin pe care puteți să-l găsiți astăzi, eu vă recomand Crama Sântu. Un loc de poveste, o cramă minunată și un gust din struguri adevărați. Doamne ajută! Ai peste 18 ani? Nicio problemă. Te-ai săturat să mergi cu autobuzul? Te cred. Super Driver scrie pe tine. Dacă vrei să înveți de la cei mai buni, nu ezita. Școlamureș.ro. Te învață pe bune. Pomul bun și pomul copdai, băi dorule, hai, ăștia n-au avut noroc, dar hai, băi dorule, hai. Albumul lui e cel mai bine vândut album din România în toate timpurile. Prietenul, colegul meu i-a zis că sunt băiatul Mircea Rusu și el mi-a zis, am câți bani am făcut după tactul. Eu nu m-am prins, nu-mi dădeam seama ce vrea să zică, ce auzi fratele meu. Ce dacă cumva mai scoate taică-tu o piesă. Ce dă-o și la fratele tău cu două săptămâni înainte că ai $1000. Dolari erau pe atunci. Primele litere scrise le-am învățat la band de la bunica mea. Prima oară când am văzut chiuvete cu senzor, nu știam, mă uitam de unde îi dau drumul, ce-i fac lu' asta, ce... Ești... Între puținii oameni pe care știu să plece de la București din capitală, se întoarcă într-o comună și acum vorbesc la modul cel mai serios. Stradă și se auzea trăiască, trăiască, Moldova, Ardealul și țara românească, îmi venea efectiv să plâng așa. Da. Taică-to, Mircea Rusu, band, a dus atât în România cât și în afara țării, bandul l-a asociat cu numele lui. Și fratele Cyrus Gabi și Gabi și tata au rămas fără U și pe cale de consecință și noi copiii mai departe am rămas fără U. Voi practic v-ați luat U înapoi să lași Bucureștiu pentru band. Frățoare, asta a fost o discuție de... Deci asta e o declarație de dragoste. Uite, vorbeai de Petea și eu am amintiri legate de Petea din tinerețe și de la prima dragoste. Știi că la Petea, Petea e un sat al comunei, la Petea, cel puțin vara și de sărbătorile pascale mai ales, efectiv vuia satul de tineri veniți la bunici sau, mă rog, la părinți. Păi că Vlad era mai mult căpătar decât București. Unde s-a mutat o slabă? Nu mi-a acceptat. Liber. Dacă ai putea să te întâlnești cu orice personaj istoric, cine ar fi acel personaj și ce l-ai întreba? Care a fost cea mai cruntă beție? Oh,
Ce vârstă ai alege dacă ai putea petrece o săptămână la orice altă vârstă și de ce? Fai, ce frumos. Și unde ți-a plăcut mai mult? La Dobra sau la Band? Ha! Și Pritodea era emițătorul, cred, principal, domnul doctor, salutări. Tu ai avut sau ai un tată și două mame. Dacă da, și frate meu la fel. Da, la Gagi ce ai zis? Știu ce, tata. Hai să... Hai, acum nu-i momentul ce să... Știu că Budica l-a scurt. Dar revenind la fete, chiar așa departe să sară. Bunica din Dobra, cred că de vreo două, trei ori, fugărindu-mă să vin la masă, cum era normal, cum se făcea invitația la masă. Hai la masă, nu vreau, hai, nu. Iar bunica mea... Eu din cauza asta n-am luat bătaie niciodată. Nu, n-ai avut problemă. Îi citeam gândurile, înainte să zic că hai la masă, eu mă așezam. Deja erai acolo? Dar poezia așa începea, ați fost vreodată la Brun? Nimeni nimic, el repeta că nu mai știa continuare. Ați fost vreodată la Brun și tot așa, în repetate rânduri, și la un moment dat primarul din localitate vine și spune: dumneavoastră continuați poezia, că eu fac listă cu cine a fost și cine n-a fost. Cu privire la ceea ce urmează eu să demonstrez în calitatea de primar, nu pot să zic încă. Ce-a zis, stai că dar ne mă întorc în octombrie. Care a fost primul mesaj după ce ai ieșit? Bănuiesc că ai mers la el. Și m-a pupat părintește pe frunte și a zis: bravo, puiu tati, ți-am zis eu. Dacă zicem de Band, putem să zicem de Mircea Rusu Band, dar în această seară vorbim cu Adrian Rus, primar ales al comunei Band, un om foarte fain pe care l-am cunoscut, cu care am tot povestit vreo două ore și ceva înainte să începem, că nouă ne place așa mai nocturn. Născut în 84, venit din Sud, născut la București, venit din Sud în 2005 în... Lasă-mă să te prezint. Din, până în septembrie, papac, din septembrie tu ești boss. Până atunci. Am înțeles. În 2005 mutat definitiv în Band. Duce mai departe tradiția familiei pe care administrativă, că cu muzica nu. Îi place să o asculte. Pam, pam. Adrian Rus, primar ales al comunei Band, una dintre cele mai mari comune, sau acum zona periurbană a Târgu Mureșului sunt mai mari decât Bandul, dar uite, o comună ce are 11 sate. Acum nu știu în ce măsură mai e cea mai mare, nu mai e cea nu mai mare. Una dintre cele mai mari, da. Am zis. Dar cu siguranță e cea mai frumoasă din județul Mureș. N-am cum să nu fiu subiectiv. Păi, nu se poate acum. Să nu fiu subiectiv și sunt mândru și bucuros că am fost ales primar al acestei localități. Unde m-am întors, cum ai zis tu, acasă. Tu ai zis că am venit, eu zic că m-am întors. E o comună pe care o iubesc de-a dreptul, în care am și iubit prima vară, de altfel, e și unul din motive, în care am făcut clasa întâi, în care m-am și dezvoltat ca om. Începând de la vârsta de 20 de ani, aproximativ, când m-am mutat înapoi, în perioada de maximă dezvoltare. Acolo m-am căsătorit, acolo am copii, la școală. E comuna sufletului meu. E acasă. E acasă, cum zicea tata în cântec și băieții. Îmi pare rău că nu v-am putut acompania, dar s-ar fi terminat podcastul cu ocazia începeam asta. Cu sfârșitul. Începeam cu... Așa s-a nimerit dintr-o familie și o casă de muzicieni, că și fratele meu e... Să se facă un primar. Am ajuns eu primar. Tradiția oricum merge, să știi, mai în urmă. Bunicul meu a fost secretar al comunei Band, iar din partea mamei, pe partea aceea, străbunicul meu a fost primar țărănist al comunei Dobra, județul Tâmbovița, până când
comuniștii au avut altă părere și n-a mai fost primar comunist. Și uite să vorbim despre Dobra, Dobrăter. Să vorbim despre Dobra, comuna din nimic, da, satul sau comuna? Și sat și comuna. Comuna Dobra, județul Dâmbovița, da. Locul primelor tale vacanțe, de care sau locul vacant, unor dintre vacanțele tale, vacanțele de vară pe care le-ai petrecut. Uite că totul se leacă de satul românesc. Da, și eu am avut o copilărie în Dobra și nu numai în Dobra, dar în Dobra cu precădere și eu și prietenii mei ne și amintim la modul ăsta de ea. Am avut efectiv copilăria lui Creangă. Nu erau neapărat cireșe, că erau farfuriile de la cooperativă. Câteva sute de kilometri, da? Așa, diferență, da? Da, dar în esență era aceeași, copilul care copilărea, părinții, da, care fugăreau. Bine, am fost și o generație, suntem aceeași generație, crescuți mai cu seamă de bunici, că părinții aveau... Erau la muncă, una la mână și doi, noi suntem generația cu cheia la gât. Eu la propriu am avut-o, păi nu știu dacă am avut-o. Am, clasa întâi am făcut-o la Mant. Învățătoare mi-a fost doamna Marcela Rusu, bunica mea, care era mult mai drastică cu mine, nepotul, cauză, dar să știi că și școala era puțin diferită. Am ajuns în București. Vine poliția. În clasa a doua am ajuns în București, elev de band fiind, și am fost exact la fel de bine pregătit ca colegii mei, ceea ce spune mult despre cum se făcea școală inclusiv în band, cum se făcea școală în satul românesc. Și în București am primit acea cheiță cu funie, bănuiesc că aveai același tipizat. Mi-aduc eu aminte, uite, și câinii cântă când vin familii de muzicieni aici, că am deschis tot, că la noi aerul condiționat s-a... Am murit înainte să nasc. Era pe când nu se vedea, azi îl vedem și nu e. Am murit înainte să nasc, că noi suntem eco. Noi nu ne plac făcăturile, că noi avem silicone și buze. Noi suntem așa pe treaba bună. Revenind la București, ești între puținii oameni pe care știu să plece de la București, din capitală, să se întoarcă într-o comună, și acum vorbesc la modul cel mai serios, să te întorci acasă în band, locul sau numele taică-to, Mircea Rusu, band, a dus atât în România cât și în afara țării bandul, l-a asociat cu numele lui, ambasador al bandului. Știu că îl vedeam la televizor când eram mic. Salut pe Nicușor, Jenny, Unchiul Țucu, de la Petea, de acolo, de la band. Și mi-aduc aminte că ne uitam la televizor când apărea Mircea Rusu, doar Unchiul Țucu, eu fiind la alb acolo, pac, Mircea Rusu de la band, ne uitam și ziceau Mircea Rusu band. Și le zicea, nu, band, da, nu band. Eu realizarea dimensiunii artistice al tatălui meu, cred că am avut-o undeva în liceu. Colegii mei de clasă nu prea știau cine e decât cei apropiați, dar în liceu m-am nimerit la ziua unui coleg de liceu, avea un prieten care vindea, printre altele, în piața Crângaș. Vindea casete audio pe vremea aia. Pentru cei mai tineri, casetele audio sunt niște dispozitive, mă rog. Și am făcut cunoștință, prietenul, colegul meu i-a zis că sunt băiatul Mircea Rusu și le-am zis, mă, câți bani am făcut după tactul. Eu nu m-am prins, nu-mi dădeam seama ce vrea să zică, ce auzi fratele meu. Ce dacă cumva mai scoate taică-tu o piesă. Ce dă-o și la fratele tău cu două săptămâni înainte că ai $1000. Dolarii erau pe atunci. Și păi ce faci? Le piratau, tati. Pe piratau, de aia era dimensiunea. În piața Crângaș, tata era... Era piratat. Era piratat și producător. Adică aducea venituri însemnate. Și atunci mi-am dat eu seama cine-i tata, de fapt, în lumea asta muzicală. Bine, se purta pe atunci, prin 90-2000, piratarea era la mare. Era, dar și îmi aduc aminte, noi mergeam pe Valea Sebeșului, Arbă Verde, fiecare mașină era câte o discotecă. Că așa se făcea, puneai caseta, că așa erau dacile cu casete,
Bă, și se auzea Mircea Rusu, frate. Iarba verde de acasă, pomul copt și omul bun și pomul copt și toate melodiile. Adevărul e că a venit cu un alt stil. Știi? Atunci, acum o să-l laud și poate nu-i momentul și cazul, dar poți să vină și el cu siguranță la tine la podcast. Tata are și acum undeva acasă, avem diploma, e cel mai bine vândut, albumul lui e cel mai bine vândut album din România în toate timpurile. Și uite, ca să aducem foarte aproape de el, scuze că te întrerup, foarte aproape de el a fost pe aceeași stil muzical a fost Marius Dragomir. It's a party here in Transylvania. Marius Dragomir. Marius Dragomir, care a vândut aproape, atunci se vindeau casete, aproape același număr de unități. Nu știu pe partea piratată ce s-a întâmplat, dar pe partea oficială cam asta era. Și ca să se ducă tradiția mai departe și pe partea muzicală, uite, fratele tău, băiatul lui Mircea Rusu Band, este cel mai ascultat... Cred că piesa lui, Străzile din București, cred că deceniul ăsta deține recordul pe radiourile românești ca număr de difuzări. Și uite că e plecat de la Band, din județul Mureș, de aici, de la noi. Și el, ca și mine, e plecat Târgoviște, București, Band, înapoi, tur, retur, dar totul e în sensul legat că, de Band. Uite cum dă Bandul valori. Da. Înțelegi? Că despre asta vorbim. Da. Dacă Mircea Rusu nu avea Band, unde era așa de cunoscut Bandul? Da, da, a purtat Bandul cu el. Și aici? Un număr, aici îl purtăm toți ai casei, dar el l-a purtat și pe sticlă. Și da, a contribuit la a-l face cunoscut. Mai avem pe latura muzicală, uite acum... avem doi compozitori care se trag din Band. Joel Chereștei și Andrei Chereștei, fiul său. Deci amândoi sunt bandeni. Și Gheorghe Palcu, fie iertat, pare mi se că a murit. Dacă nu, sănătate. Că nu, n-am dat cu Palcu. Și realizator TV, cumva, și interpret de muzică populară, tot din Band. Dacă noi împreună cu Cristian Razvan Band, vă dorim sănătate, domnule Palcu, dacă nu, să vă fie țără de ușor. Acum alegeți dumneavoastră. Aici am dat puțin pe lângă, mă rog. Aflu eu, știi, toată aia, dumneavoastră spune și eu fac listă, care mai trește. Nu, era, nu știi, aia cu... ați fost vreodată la Brud? Eu am fost de multe ori la Brud. Dar era o poveste... Piersic a povestit-o, dar nu el era... Deci erau cu un grup de actori și unul dintre ei probabil băuse acest tip de vin îndelungat și uitase poezia pe care trebuia să o spună. Dar poezia așa începea. Ați fost vreodată la Brud? Nimeni nimic. El... repeta, că nu mai știa continuarea. Ați fost vreodată la Brud și tot așa, în repetate rânduri, și la un moment dat primarul din localitate vine și spune: dumneavoastră continuați poezia, că eu fac listă cu cine a fost și cine n-a fost. Deci la sfârșitul podcastului, băieți, vreau să știu câți au fost la Brud. Câți dintre voi? Că mă, Ioane, aș vrea să mă duc la Paris. Ai mai fost? Nu, da, mai vrut. Dar eu știu, ce unde locuiești? În afară Londrei. Unde mai exact? În Botoșani, știi? Ca să fie așa pe... Unde locuiești în afară Londrei? Unde mai exact? În Band. O folosim și noi cu un prieten, Daniel, te salut cu ocazia asta. Unchiul meu îl tot întreabă de cineva de la el din Sărmaș. Sărmaș? Tot acolo în... tot acolo în afara Londrei. Da, prietenii din Sărmaș, familia mea din Sărmaș, îi salutăm pe toți acolo și pe Mătușa Bărioră, Mătușa Ciobana, că așa îmi plăcea nouă să zice că abia, ui, când eram de mici. Să știi că am amintiri în Petea, ți-am mai spus, avem acolo pe Nicușor și pe Jenny, mi-aduc aminte cum a căzut motocicleta pe mine, că am umblat la clic. Da, dacă vă vine să credeți, erau momente când o motocicletă era mai mare ca mine. Dar m-am răzbunat pe motocicletă și m-am făcut mai mare decât ea. Mi-aduc aminte cu plăcere despre satul românesc, acel sat, cum am crescut și eu la Sântu, fără wifi, fără asfalt, fără avea curent și gaz, dar avea suflet.
Era un wifi al sufletului, mai degrabă, da, se transmite. Avea suflet. Unde ți-a plăcut mai mult, la Dobra sau la band? Dificilă întrebare. Probabil că la band. La band, bandul are câteva plusuri. Prima dragoste, prima clasă, primul copil, bandul. Dacă era Dar e o bătălie destul de strânsă, să știi, în sufletul meu. Dar dacă era să fie ales Dobra, te vedeai prima la Dobra? Nu exclud. Am avut inclinația asta spre partea, latura administrativă, economică și nu numai. O moștenesc de la mama mea. Mama e economist. Sunt un om al cifrelor și al hârtiilor. Câteodată poate chiar surprinzător de șoricel așa de bibliotecă. Și nu aș exclude. Ce nu m-aș fi văzut implicat în viața politică a Bucureștiului, de exemplu. Asta nu m-aș fi văzut făcând-o. Nicușorus, doamnă. Band. Ar vrea Nicușor să fie primar peste band, dar nu se poate. Să-și vadă de Bucureștiul. Sunt convins că ar fi mai liniștit. Probabil, da. Pentru că... Ba, dar de fapt, uite, dacă stai să te gândești, Bucureștiul are 6 sectoare, band are 11. De ce ai luat? Noi avem 11 copii. Da. 11 copii de care tu ești foarte mândru și trebuie să spunem că tu ai o datorie morală. Datoria ta morală e asta, să întinerești bandul. Datoria mea morală, în primul rând, e să-i dau viață. E nu neapărat întineret, pentru că suntem cei care suntem acolo și trebuie să viețuim, trebuie să avem aer. Trebuie să vii cu altă viziune. Da, sunt dator să fac chestiunea asta. Și uite, vorbeai de Petea. Și eu am amintiri legate de Petea din tinerețe și de la prima dragoste. Știi că la Petea, Petea e un sat al comunei, la Petea, cel puțin vara și de sărbătorile pascale mai ales, efectiv vuia satul de tineri veniți la bunici sau, mă rog, la părinți. Vuia. Zeci. Zeci și zeci și zeci. Vuia. Și pe wifi-ul sufletelor. Și Pritodea era emițătorul, cred, principal, domnul doctor, salutări. Și în tată îi vedeai că se adună. Din nimic, din pământ. Și țineau la toaca, o băteau. Făceau tot. Și asta se mai adună, cei tineri? Sau generația următoare, nu cei tineri? Greu. Din păcate tot mai greu. Ne pleacă... Nu numai în străinătate, dar e și tentația orașelor mari și nu numai Târgu Mureșul. Clujul, Alba, Cluj. Sibiu. Orașele, mă rog, Alba. Alba nu e chiar așa mare să... S-a întrerupt emisia? Cel mai frumos oraș din România, Alba Iulia. Unul din cele mai frumoase orașe, chiar un oraș foarte frumos. Pentru mine, locul copilăriei și locul unde m-am născut până la urmă. Unele din cele mai... înălțătoare sau momentele în care am prins cel mai bine poate esența românismului a fost la Alba pentru mine. Am prins în anii 90 cu taică-miu cântând în Alba și... De 3 decembrie bunesc. Da. Cum se simte românismul de 3 decembrie Alba Iulia? Nu se simte nicăieri și în momentele alea, așa cum mi se face pielea de găină când aud, trecea lumea, ca la fotbal, trecea pe stradă și se auzea trăiască, trăiască Moldova, Ardealul și țara românească, îmi venea efectiv să plâng așa. Da. Dincolo de faptul că cânta tata. Dar numai să filmez pe stradă, era ceva... Asta era până să se munte festivitățile principale în București. Mă rog, nu știu de ce au făcut lucrul ăsta, mă depășește. Dar... Politic, boss. Superb, Lalu. Superb. De ce Adrian Rus și nu Adrian Rusu? Dintr-o greșeală. De ce Mircea Rusu și nu Mircea Rus? Da. Să o luăm cu începutul. La început a fost Vasile Rusu. Vasile Rusu este bunicul meu, fostul secretar al Comunei Band, director la școlii din Chimitelnic, profesor de istorie, altcumva. Pe el îl chema Rusu. Chimitelnic cu Sânger. Sânger, da. E schimbată denumirea satului Cipăieni. În actul de căsătorie cu bunica mea, și bunica a luat numele Rus. Dar în buletinul de identitate, un U a dispărut și al doilea, nu primul. Și drept urmare, cum ni se dădeau numele mamei,
tata și fratele Cyrus Gabi. Și Gabi și tata au rămas fără U. Și pe cale de consecință și noi copiii mai departe am rămas fără U. Nu l-avem. Da, știi bancul ăla când merge un tip la bancă? Ce cum vă numiți? Popescu Valentin. Sunteți bulbuit? Nu, toate eram bulbuit și la revidență o populație un bou. Deci, până la urmă, oficial este Adrian Rus, Mircea Rus. Da, dar ar trebui să fie Rus. Adică voi, practic, v-ați luat U înapoi. Eu nu. Nu pe acte. Eu nu mi l-am luat nici pe scenă, ca să zic așa, nici Florian, nici fratele meu. Păi zici că se poate și fără U. Dacă tata l-ar lua înapoi și eu, dar procedura să-l recuperezi e foarte greoaie. De parcă n-ar fi fost unul nostru. Da. Era... Am avut și eu unul și mi l-a luat, că dacă era mai bun, poate unde dea seama, știi? Bine, îți dai seama, asta ar însemna să schimbăm toți acte de la... Mă rog, tata a început la un moment dat acest demers, dar zic, s-a lovit un blocaj administrativ și am renunțat la... Cum e viața fără unde? E cu mult A. Adrian. Adrian și Valeriu. Și Valeriu. Și Valeriu este... Îți spune numele Valeriu? Doamna Pleta, profesoara mea de logică din liceu. Era singura care îmi spunea Valeriu. Avea logică înseamnă. Da. Că nu. Era singura care îmi spunea Valeriu. Sunt destul de atașat, să știi, și de... Adică eu când mă prezint și cu al doilea prim. Ofer și această variantă celor care mă cunosc de a mă striga Valeriu. Nu vrea nimeni, dar... Mi se pare normal, pentru că trebuie să prezinți undeva și Valeriu trebuie, că dacă nu era Valerii, știi? Că nu au furat toate urle, știi? Aici l-am recâștigat, pentru că prenumele e dat după străbunicul meu, el era numai Valer. Și aici am câștigat un I, practic, la business-ul ăsta. Ești pe plus. Sunt... Uite ce făcut robotul. Am făcut economii. La economia am pierdut. Nu, și eu câștigat tot. Iu-iu. Da, iu-iu. Că dacă știe Cristian nostru, tot știe. Ce mai ești pe chiar profesorii? Spun, deci... Nu trebuie să existe zilele comune, zilele satului, fii satului, chef, petrecere, nuntă, fără cei buni. Pe cuvântul meu, Cristian Răzvan Bendy. Îmi spunea să fost acum 10 ani când m-am căsătorit, am ratat. Bine, acum selecta și el, știi. Ce? Iar anul ăsta m-am plinit 10 ani. N-are un U, nu mergem. N-are un U, nu mergem. Atâta s-a putut. Cât de mult ți-ai dorit să fii primar? Sincer. Mult. Cum să zic, eu am mai candidat acum 4 ani. Da, știu. Am mai candidat acum 4 ani, am pierdut la o diferență destul de consistentă. Am avut momente 800... care ți-a părut rău acum 4 ani să zici, bă, tu-i... Cam și candidat? Nu, că ai pierdut, să zici, bă, să intri într-o decepție. Nu, și spun și de ce, pentru că n-am văzut-o ca un țel al vieții mele. Eu sunt convins de capacitatea mea de a face bine la mine în comună. Testată în timp, dar nu pot să zic că era obiectivul vieții mele să fiu neapărat primar. Știu că mă așteaptă și acum o muncă destul de dificilă, fiindcă Bandu are cei 11 copii de care vorbeam, fiindcă Bandu are 11 copii de 3 etnii diferite, fiindcă în cei 11 copii mai sunt și care au la rândul lor copii. Satul principal, Bunăoară. Știu că e o chestiune diferită. Îmi place administrația. Știu să fac administrație. Ai fost și consilier local? Sunt în continuare. Până preiau funcția nouă, sunt consilier local la al doilea mandat deja. E primar consilier local. Chiar acum sunt președinte de consiliu local. Și primar, și președinte, și consilier local. Și... E miez. Să zicem miezu. Dar îmi iubesc mult comuna. Și probabil ăsta a fost un imbol necesar. Am fost aici hătuit. Nu cred că te poate contrazice nimeni, scuză-mă. Deci cred că faptul că tu ai lăsat Bucureștiul
care erau mult mai multe oportunități și din punct de vedere administrativ. Nu trebuie neapărat să lucrezi să fii primar. Poți să lucrezi să ai conex primăriei. Lucram în București, să știi, când am venit. Lucram în asigurări. Să lași Bucureștiul pentru band. Frățioare, asta e o declarație de dragoste. Acum, e și un cumul de bine, factori. Bine, numai dacă aici nu te căutau cămătării și ai zis, bă, mulă bandă. Și la mă găseau. Dai, că bandul era cunoscut deja atunci. Păi nu, că dovede o ea că bandul era mai mult cămătare decât București. Unde s-a mutat o la bandă? Nu mi-a acceptat. Liber. Aia, au fost și un cumul de factori. Dacă era pe lângă bani, poate. A fost și un cumul în factori. Pe lângă toate acestea, pe lângă dragostea mea pentru band, eu am făcut naveta la band aproape tot liceul. De unde? De la București. Veneam vineri noaptea, mă urcam pe tren în gara de nord, sâmbătă dimineața ajungeam în gara din Târgu Mureș și duminică noaptea o luam înapoi. Mai e foarte bine. Păi vineri după masa? Vineri seara. Și sâmbătă dimineața ajungeai? Sâmbătă dimineața ajungeai. Păi eu zic, acum crezi că faci mai... Păi pe la D, păi stai că e prea puțin. Nu e prea puțin, păi cum? Păi cum? Păi ajungeai pe la 6 dimineața, parcă ajungeai. Și plecai seara la cât? 10 parcă, 9. Și mă, 8 ore făceai de la București? Ceva de genul ăsta, 4 ore și ceva până la Sighișoara și după aia încă 4 ore și ceva că treceai prin cele 3 județe ca să te întorci înapoi în județ. Făceai. Rapid. Dar acum am înțeles dacă veneai pe jos, mor dacă ne ajungem mai repede la Sighișoara la bând. Ajungeam sâmbătă dimineața și duminică seara plecam înapoi și ajungeam luni dimineața direct la ore. Și weekenduri consecutive așa? Da. Pe bune? Da, sigur. Foarte tare. De ce nu? Foarte tare. Dragostea îți dă aripi. Acolo veneai la iubită. Da, veneam la iubită, dar și când, să știi că veneam și când nu era iubită. Da? Aveam un coleg, Rareș, te salut și pe tine, cu ocazia asta, Rareș mergea la Câmpina. Și de multe ori ne sincronizam. Tu la iubită? Nu, la școala de poliție de la Câmpina. Și asta făceam așa fel încât să ne sincronizăm, măcar pentru a juca fazantul drumul și tot era pe orașe. Oh. Nu l-am finalizat nici până acum, după 20 de ani. Asta, Bosc, ai finalizat alegerile astea și... Acum puteți să faceți pe comune, că e jucă. Deci făceam naveta, pe lângă faptul că făceam naveta, acum nu e un secret pentru cei din band. Părinții mei sunt divorțați. Eu am locuit cu mama mea în București. Ei divorțați, dar niciun caz certați. Și când tata a ieșit primar în band, el fiind destul de departe de partea administrativă a trebii, mi-a cerut ajutorul. Eu lucram în București și mama a fost cea care a spus fiul, puiul mami, e momentul să te duci să stai și lângă taicătul. Ceea ce bine, nu mi-a trebuit mai mult de 5 minute să mă decid, să fiu deja pe drum. Și iată-mă că nu mă mai las plecat. Te-ai gândit vreodată să alegi între mama și tata? Nu, dar nu m-au pus ei în situația asta. Nu m-au pus în situația asta, păstrând o relație absolut extraordinară de prietenie. Și în ziua de astăzi, un noroc, ți-am zis și afară, foarte mult, pentru mine cel puțin, a contat în chestiunea asta și soția tatălui meu, mama fratelui meu, de altfel, Simona Atepup, care, spre deosebire de atâtea și atâtea cazuri despre care tot auzim, mi-a deschis ușa și m-a luat în brațe. Timp în care fratele meu era în București și deschidea maică-mea ușa și luam în brațe. Și ia cătă că... Și uite că se poate. Se poate, se poate și... Adică se poate. Eu am trăit cu asta ca o normalitate. Ei nu mai funcționau ca soție, dar ca prieteni. Ceva trebuia să-i lege. Și până la urmă și pentru voi a fost un exemplu. Da. Au fost amândoi un exemplu. Sau toți trei, mai bine zis. Toți trei. Tu ai avut sau ai un tată și două mame. Dacă da, și fratele meu la fel. Da. În esență, da. Da. Voi sunteți un caz fericit prin care, uite, un trio poate să funcționeze și să fiți atât de faini și să vă iubiți, să vă stimați părinții. Generația noastră încă știm. Eu încerc să-mi educ copiii să aibă iubirea asta față de părinți. Dar mai văd și...
Da, din păcate și eu mai observ. Și încă, exact cum zici, la generația noastră, că suntem aceeași generație, la generația noastră încă nu sunt semne inverse, dar în schimb la generațiile de după, da. Dacă tot ar fi mai... să dai timp acum înapoi cu 20 de ani, să te întorci atunci când ai revenit în bandă. Da. S-a schimbat mult bandul? Vorbim ca mentalitate. Da. În bine sau în rău? Și în bine și în rău, dar în esență în bine. În esență bine, și din punct de vedere al infrastructurii, din punct de vedere social. A avut și perioade în care a stagnat, evident. Punctele mai rele, ce vorbeam mai devreme și ce se întâmplă în toate satele românești, această pustire efectivă a lor. Dar bandul, să știi că n-am pierdut locuitorii în ultimii, bandul ca comună pe ansamblu, ci satele lui au pierdut locuitorii. Dar bandul s-a dezvoltat într-o direcție destul de bună și îmi place să cred că și tatăl meu a avut un merit în această chestiune. Măi, și eu am avut un merit și de ce nu și actualul primar a avut toți un merit. Că până la urmă nu poți să zici că a fost evoluție. Până la urmă s-a mers. S-a construit. Pentru că aici noi cu hate nu dăm. Nu, dar n-ai. Că nu ne place hate-ul. Ce să facem? Noi doar îl privim. Nu. Este loc. Pupă, sunt frate. Obișnuit să-l primesc. De primit și eu, așa știu să-l primesc, dar nu... Nu avem nicio treabă. Până la urmă, cred că despre asta... Ne ajută, nu asta e calea. Nu, calea știi care e? Calea e să te faci înțeles. Calea e să demonstrezi că tu ai mers acolo ca să faci bine. Și oamenii au înțeles, uite. Și oamenii te-au înțeles. Oamenii m-au înțeles și oamenii cred că m-au înțeles de mult timp și mă cunosc. Nu să zic, nu... Am fost eu fiul primarului, am fost mai mult decât asta, am fost fiul lui Mircea Rusu, marele Mircea Rusu, Cântărețu. Dar nu cred că m-a schimbat foarte mult. Ai simțit vreodată povară numelui? Nu. Ai simțit vreodată că trebuie să demonstrezi să fii mai bun decât tatăl tău? Nu, pentru că n-aveam cum. N-aveam cum pentru că eu nu cânt. Și atunci am scăpat. Pam, pam. Pam, pam. Am simțit povara, nu e mult spus povara. Am simțit bucuria și poate m-am și folosit de câteva ori de chestiunea asta. Îmi place să cred că nu de multe ori, adică n-am fost un fiu... La Gagi ce ai zis? Știu ce, tata... Hai să... Hai, acum nu-i momentul ce să... Știu că Bodica l-a scurt. Pe vremea aia să știi că nu-mi pune că a ascultat. Știu, glumim. Da, am mai zis. De ce să zic? Nu, un subiect de mândrie a fost întotdeauna pentru mine. Cum și fratele meu e mândrie, eu mă laud cu ei. Aseară povestea cu Marcel Pavel, a fost o revedere foarte faină și zicea, bă, la un moment dat a venit una faină bună la mine și a zis un autograf pentru mama, te rog. Cu Marcel am una din puținele interacțiuni din cariera mea artistică. Am un videoclip în care apar alături de Marcel Pavel, de Luminița, Anghel, de mă rog, de mai mulți, și în care mimez cântarea, dar nu. Din păcate nu. De fapt am două videoclipuri. Mai am și un videoclip filmat cu cameramanii de la OTV. Acolo am unul din rolurile principale. Unde ești tu, brânză de? Ce-ar merge un copanel? Și băsline! Îl luați și pe el cu Florin de acum acolo. Da, aici vin Cristi, Florin, Răzvan în Stupi Band. Dacă vreți vin și eu ca să fim patru, da. Să mimăm. Eu numai... Vezi că la noi e band. La voi e band, dar vin și eu și atunci e band. Vă mutați, vă schimbați din... Se povestește mai bine. Da, band. Facem, în loc de Big Bang, facem... Band. Bam. Că se știe, că dacă le știe. Bun, n-ai simțit povara nume, adică nu vreodată nu, să nu, că pentru că tata nu m-a apăsat foarte mult. Să cerci, băi, eu trebuie să demonstrez mai mult decât a făcut tata. Te referi la cariera administrativă? Da. Nu, eu cu tata am funcționat în echipă, pe perioada în care a fost el primar, iar cu privire la ceea ce urmează eu să demonstrez în calitatea de primar, nu pot să zic încă.
Ce ați zis, stai că dar tu, ne mă întorc în octombrie. Care a fost primul mesaj după ce ai ieșit? Bănuiesc că ai mers la el. Și m-a pupat părintește pe frunte și a zis bravo, puiu tati, ți-am zis eu. El a fost pentru cei care a zis că voi câștiga de data aceasta primăria. Da. Cam asta a fost singura lui implicare. Cât de greu ție faptul că acum tatăl tău este puțin privat de libertate? E cea mai ușoară perioadă din viața mea pe chestiunea asta, dar al lui parcă e puțin mai... Timpul va demonstra ceea ce trebuie demonstrat din punctul meu de vedere pe chestiunile astea. Consider că a ajuns acolo nevinovat? Consider că timpul va demonstra că ceea ce am susținut noi întotdeauna așa este. Și da, timpul va demonstra că da, este nevinovat. Ca întotdeauna sau ca în toate, probabil cei mortui de vină, că nu mai ai pe cine da vina. Dar timpul va demonstra, eu sunt convins. Și tata nu are niciun motiv pentru care să stea cu capul plecat, chiar e dacă este unde este. Poftim? E supărat? Nu. Își găsește resurse să nu fie. Ceea ce e mai bine. Mai cântă? Da. Are chitară și acolo. Da, mai cânta și compus. Va zice ce a compus, dar nu mă ajută glășciorul. Noi nu vindem casetele. Da. Pentru 1000 de dolari. Nu, că ajungem... Atunci erau dolari. Atunci era mai liber. Nu lăsă-mă forboz, mă, că de-al avea. Altceva? Ce ai făcut, Bobiț? Te poate dai și mie un ban, mi-l împrumuți. Pe uite. Cum să nu? Sunt destul. Ia de aici tot. Că dacă are Mureșul ceva, are semafor. Cât cuprinde. Care a fost cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o în viața ta? Da, unde primar? Asta povestim peste 4 ani. Așa, din viața civilă? Nu știu ce să zic. Probabil. Da, nebunie pentru mine e o nebunie. Am un vertigo și... Dar am și un căpățânare și tot timpul mă trezesc pe la înălțimi mari așa și după aia mă uit în jos și e o țără de bai. Și am trăit chestia asta și în turnul Eiffel, dar nu mai puteam să cobor. Deci am urcat, da? Dar coborâre era puțin trist. Și pe fondul ăsta ne-am trezit într-un parc cu frate. Trezit într-un parc de aventuri din astea, într-un montan rus. Pentru mine aia a fost cea mai mare nebunie în viață. Dar când am coborât, ușoară senzație orgasmică, așa, știi? O mare, mare veselie pe mine, că am ajuns să-mi venea să pup pământul. Acolo sus m-am întrebat, ce a fost mă în capul tău? Ce ți-a trebuit ție prosteala asta? Cine te-a... Am și o poză destul de sugestivă, așa, și Florian se uită spre frate meu, se uită spre divinitate, eu spre genunchi, în fiecare ce... Și... Dar așa nebunii, numai din spectrul ăsta, am fost un copil destul de cumpătat așa și ca adult. Ți-e dor de București? Știi ce îmi lipsește în București? Mama. Mama fără îndoială. Și mă rog, așa a fost și mersul vieții. În momentul în care eu m-am mutat aici, verii mei cu care am crescut la Dobra s-au mutat în București și fratele meu după câțiva ani. Deci... S-a creat familia. Un dezechilibru. Familia și stadioanele, recunosc. Stadioanele. Ești microbist? Da. Cu ce echipății? Steaua. Steaua, asta e, puteți să... Exact. Steaua aceea. Mai avem un pic. De ce? Tu ești cu Unirea Alba Iulia? Bine, e în suflet Unirea Alba Iulia și Dinamo București. Îmi pare rău pentru tine. Asta e, nu s-a putut mai mult, nu s-a putut. Dar să știi o să jucăm noi în Liga Campionilor odată. Sigur, vă pregătește bun. Eram în București când a fost chestiunea, când ați pierdut titlul la Timișoara. Eram în hop. Eram la Timișoara și nu eram, eu eram în București. Voi jucați la Timișoara și ați pierdut titlul în ultima etapă, chiar când o grăit-o Borcea pe aia cu lăsați-ne să ne pregătim de Champions League. Păi, el... Știi cum era drumul taberei? Tremurau blocurile și toată lumea era pe balcoane. Ziceau, Borcea, pregătește-te, mă, de Champions League.
Dar umblam să știi. Și am mai făcut trei copii. Asta e, ce să... Până la urmă. Am umblat și pe Dinamo, să știi. Eram un grup de prieteni în școala generală, eu stelist, unul rapidist și unul dinamovist și merdeam până rotație. Să știi că niciodată nu am fost adică un suporter de la Foca, da, mi-a plăcut Dinamo foarte mult pentru simplu fapt că dacă atunci, eu când eram mic, eu am un frate cu 10 mai mare ca mine, dacă ziceam hai Dinamo, îmi dea bani. Înțelegi? Și deci total dezinteresat. Când nu aveam din bani, ziceam hai Dinamo. Și am rămas chestia asta cu speranța că mai dă, da? Nu mi-a mai dat. Asta este, înțeleg? Și așa am ajuns eu din Amorist. Am umblat mult pe Ștefan cel Mare, să știi, și nu regre, noi nu ne și am fost pe Ghencea, am fost pe Ștefan cel Mare, pe Rapid, mai ales pe stadionul nou. Ai fost pe stadionul nou? Nu. Băi, bestial, am fost la România-Finlanda, mi-e place să duc pe fiul meu, să duc la meciuri, am fost în München, acum la România-Olanda. Spune atmosferă, să vezi zeci de mii de oameni cum cântă imnul, Doamne, de ce Am văzut parțial, să știi că am fost sunat video de la meci de prietenul Călin Walter, îl salut cu ocazia asta, care era tot cu băiatul la meci. Cred că e ceva senzațional, n-am ajuns. Și ajungând în Germania, bineînțeles că am făcut un tur, am făcut un concediu și am ajuns și eu într-o lotă și ne-am blocat la 80 de metri, unde am stat vreo 5 minute și credem că mă uitam și la genunchi, unde vedeam și divinitatea. Deci nu știu unde mi-erau genunchi, ca să o luăm așa. Da, eram eu cu cei doi băieții mei și cu Matei, cu băieții nașilor, care ei erau mai fericiți ca niciodată, ca ce frumos e la înălțime. Interpretat. Da. Subiectivă treaba. Deci cunoaștem ce înseamnă să stai la înălțime, pentru că de asta suntem noi cei mai buni, ca să fim la înălțime. Mergem mai departe. Am o chestie nouă pe care de acum încolo o băgăm în fiecare podcast. Ce e împăturat în patru a fost împăturat de Cristi. Trebuie să spunem. Te rog frumos să iei trei bilețele de aici. Că te dica ta mare. Trei bilețele. Nu. Să răspundă domn primar la trei întrebări. L-am și împăturat în două și împăturat în patru, să nu avem în trei nimeni, nimic. Nu, tati, că noi suntem doar pe par. Că nu. 2, 4, 6, 8, 10. Că suntem number one. Le citesc? Te rog. Le citesc eu sau mi le adresez tu? Le citesc dacă vrei, le citesc eu. Nu, nicio problemă. Nu, te rog, întreabă-te și răspundeți atunci. Dacă ai putea să te întâlnești cu orice personaj istoric, cine ar fi acel personaj și ce l-ai întreba? Wow. Da, deci ar trebui să mă limitez la un singur personaj. Da, un personaj istoric. Și să nu fie cel verișor de care povesteam noi. Nu. Dar acum depinde și dacă personajul istoric mi-a răspuns sincer la întrebări. Nu știu. Că dacă nu mi-ar răspunde sincer, atunci degeaba întreb. Avem eu. Noi pe cine să întrebăm? Bunica! Să ne spună dacă ia zi Coti, că tu știi. Probabil aș vrea să ajung în acel moment de cotitură al istoriei noastre și probabil pe rege, pe Mihai. Și să-l întreb ce? Ce s-a întâmplat în seara aia? Dar să-mi răspunde sincer. Având în vedere acea extorsiune... Nu știu dacă așa îmi răspunde, nu știu. Glumesc. Dar chiar aș vrea să știu. Cred că multă lume vrea să știe. Dar chiar adevărul. Și atunci a plecat. Da, și atunci a plecat. Și atunci a plecat și a revenit. Și a revenit. Aia nu a fost revenit. A revenit aducându-l, dacă nu mă înșel, Emil Constantinescu. Da, eram miculuț atunci, dar da. În 96... Permițându-i. Permițându-i să vină, în 92 a revenit în România și a fost... De la aeroport întors înapoi. Întors înapoi, n-a fost primit, ci în 96 Emil Constantinescu l-a adus în Urale și atunci românii au dovedit faptul că își iubesc regele. Și să ne aducem aminte și de acele funeralii pe care eu personal îl felicit pe Gerald Dinezir, omul care a organizat, prietenul meu de la București, care a organizat acele funeralii unde sute de mii de oameni au mers să și-a rămas bun. Da, din spre rușinea mea eu nu am ajuns. În suflet mi-a luat, nu a rămas bun. Ți-am zis, străbunicul meu a fost primar țărănist. Am unchi care au făcut închisoare. Politică. Închisoare severă. Închisoare. Severă. Închisoare.
Da. Mă rog, am avut și părinții cu dosare, cu... pe mama au ajutat-o și faptul că bunicăsul fuse ce fuse. Da. Iar pe tata, gura, prin Târgoviște, pe la restaurant. Mai un banc cu domnia sa, mai... Mă rog. Apropo de chestia asta, l-am avut invitat de vreo 3 ori pe... Cred că cel mai mare umorist din România, pe Sorin Tănase, care a spus niște bani și la un moment dat a spus... un bac despre Ceaușescu prin 1900 se zvonește că murise Ceaușescu de moarte bună, erau acolo de la securitate, orice floare puneau pe mormânt nu se prindea și stând cei de la securitate în cimitir, bă, de la un moment dat unul e așa cu țigara în colțuri, ce lucrez în cimitir, da, avem o întrebare, nu da. Nu, da, nu avem o întrebare. De, uite, explică și mie aici de ce nu cresc plantele. La care îl se uită acolo pe cruce și zice, prost gunoi. Știi, despre asta e bol. Al doilea bilețel împăturit în două. Care a fost cea mai cruntă beție? Oh, no, asta a prins o mâncă. Asta e greu de ținut minte. Bă, nu cred. Dacă e cea mai cruntă, cred că nu mai... Cea mai cruntă, cred că cel mai bine și amintește prietenul meu Levi, Jaici Păreclit, din band. Tonico Levente oare? Sau? Levente, dar nu. Care a trebuie să mă instruiască în ale mersului puțin, că eram puțin depășit. Avem nevoie de un rotabil. El a fost așa, pus de roabă în ceea ce mă privește. S-a întâmplat odată, o singură dată s-a întâmplat, roaba, să știi, Dumnezeu, roaba lui Adrian Levente. Dar n-am cum să uit. Deci n-am cum să uit momentul ăla, că nu vorbeam cu picioarele efectiv. Bun, și ele nu știau despre ce e. Și întrebarea e, tot în bani s-a întâmplat. Tot în bani s-a întâmplat. Foarte tare, tot în bani. Eram și eu tinerel, da. Na, s-a întâmplat. O dată și o dată motocicleta a fost mai mare ca mine, ești tu tineră. Asta este. Tot în bani. Asta e, na, nu e cea mai cruntă. Viața ta se leagă de bani. Se pare că da, e invariabil. Am copii în bani. Deci de aici plecăm, de aici încolo, totul e... Bani de viitorul. Păi nu. Trei fete. Ești odată fericit. Da. Să-ți iei armă. Da. Ce... Trei fete. Îmi iau armă. Acum sper să... La trei fete trebuie să-ți încăjezi armată. Da, aia m-am făcut primar. Are armată de oameni. Are poliție locală, nu te-ai prins? Încă nu, dar va fi. Stai, nu este. Nu avem poliție locală, dar să crească puțin fetele și aia sigur. Nu este poliție locală? Nu. Pe bune, nu? Nu, serios, nu avem poliție locală. Avem externalizat serviciul de pază peste noapte. Mm-hmm. Dar nu, poliție locală nu avem. Da. Avem secție de poliție, într-adevăr, și se comportă foarte bine. Foarte... Avem secția de poliție band, care deservește mai multe comune. Mai multe comune, da. Și centru, practic, este la band. Da. Okay. Da. Am înțeles. A treia întrebare. Unde să fie centru dacă nu la band? Corect. Care este gluma ta preferată pe care o faci la locul de muncă? Aici mai trebuie să trag unul, că nu am asemenea... Nu cred că am o glumă preferată. Și nici nu prea mi se potrivește asta cu la locul de muncă, așa. E loc de muncă... E business-ul tău. Zic, dar e business-ul meu, adică e... Ai angajați? Da, colegi. Am colegi, nu, da. Nu am serios, am colegi. Sunteți o echipă. Da, și da. Și nu faci nicio glumă? La salariu mai ai făcut o glumă, dar nu. Doamne, să ajungă primul să plece. Dar astea nu le gustă. Și la salariu le mai... Și au 10%. Și eu râd așa singur. Doamne, îl votăm cu 2000 să ajungă primar să scăpăm. Hai că trag alt bilet. Tragem alt bilet, cine știe, poate ne pică ceva așa mai... Un primar curajos. Păi da, ce... Ce vârstă ai alege dacă ai putea petrece o săptămână la orice altă vârstă și de ce? Fai, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Numai o săptămână. 6 ani. Acolo, tată. 6 ani. 6 ani, 4 zile la Ban și 3 zile la Dobra.
De ce? Dar ce de mai ce? Trebuie să... De ce așa? Ce perioadă? Ce nevinovății? Ce, ce bucurie? Ce... Ha. Dar 6 ani acum 34 de ani sau 6 ani să-i trăiești astăzi, în 2024? Cu 34 de ani. Deci, practic, să te întorci în timp cu totul. Da, da, da. Da. Ha, dai seama. Erau bunici, bunicii mei erau în, în floarea vârstei. Toți bunicii mei, toți cei 4 bunici, fie iertați. Mai ai? Nu. Nici eu. S-au dus săraci. Nu, și generația noastră știe foarte bine. Bunicii ne-au fost, practic, ca a doua pereche de părinți. Da. Păi au fost. S-au dus. Pentru că au răbdare cu noi și ne-au învățat. Primele rugăciuni ne-au învățat la Sfântul. Și eu la Dobră. Deci, despre da. Asta vorbim. Primele litere scrise le-am învățat la band de la bunica mea. Învățătoare. Învățătoare. Prima adunare. Prima mama mea scădere. Învățătoare. Uite, Doamne, câte, câte se întâmplă. Da, da, să se întoarcă la 6 ani. Ce să zicem? Te faci mică. Te-ai întoarce la altă vârstă? Nu, cred că, nu știu dacă la 6 ani, probabil să fiu un pic mai conștient pe la 10 ani. Prea conștient. La 11 ani am plecat singur, cu treabă de la Albert la Sântu, adică la Reghin, și de la Reghin m-am dus cu ocazie până la Sântu, ca să-mi rămână bani de înghețată. Ca să nu mă duc autobus. Vorbesc serios, aveam 11 ani. Lasă să stau acum copilul la 11 să meargă cu trenul 200 km. Vai. Ce, ești tată sinucigaș, pușcărie. Direct, bac, numai. Dar zic că, uite, eu care am prins genul ăsta de acțiune, adică la 3 ani mergeam cu avion București-Târgu Mureș, pus de ope... Genul ăsta de acțiune ca tine cu ocazia. Am cer scuze. Genul ăsta, da, atâta s-a putut... Începea podcastul ăștia, știi. Păi, dar n-am lămurit, trenul făcea prea mult. Eram prea mic să mă pună pe tren. Mă punea pe... Pe ce? Nici la tăi că toți. Ce faci? Da, mi-am uitat. Pierde timpul pe tren. Pe ce cu avion? Păi nu e că mă puneau bunicii de acolo, mă așteptau bunicii de aici. Și invers, știi? Mai... Dar mi-am uitat și rugându-i. Ce vine de pot? Mă cu ce? Cu avionul de trei. Cu iclânzelul de 3 și un sfert. Ce faci? Aștept să-l catapulteze. Aici bani. Apare el. Da. Mi-am uitat și rugându-l, ceva, cred că vreau să zic, ceva interesant, dar acum dacă am urcat... Păi nu, eu am zis de 11 ani, tu atunci ai spus de 6, că de ce, m-ai întrebat că de ce 11 ani. Și că atunci vreau să-mi aduc aminte să fiu poate un pic mai responsabil la 6 ani. Acea nevinovăție, înțelegi, și acea inocență, e copilul care nu știe să mintă. E copilul care nu știe să... A, și tu ai vrea să fii la vârsta la care să știi încă să minți. Dacă la 11 ani țineam bani de înghețat, deci, bă, trebuie să... Adică, da, mă, până la urmă trebuie să descurci viața. Da. Înțelegi? Da. Trebuie să descurci în viața. Cred că despre asta e vorba. Pentru că noi nu suntem decât pe un câmp de luptă unde toată viața asta e unde de supraviețuire. Hai, uite, vezi că mi-am renodat și rugându-l. Ziceai de, că imaginează-ți în ziua de azi să se întâmple o chestiune, cum s-a întâmplat. Uite, eu recunosc ca părinte, greșesc în abordare față de fetele mele. O trebuie să ajungă la aproape 10 ani, respectiv 8 și ceva, ca să meargă în band singure la școală. Tot le duce mamilor până la colțul parcului. Mă, eu cred că nu e altceva decât dorința de a ști că ții copilul în siguranță. Da, știu. Mă rog, noi am crescut puțin diferit. E adevărat că nici numărul de mașini nu erau așa, no. nici probleme. Numărul de cămătări a rămas la fel? Păi s-au mutat, nu? Nu știu. De la bani s-au întors. Jucam tenis de picior pe... mijlocul asfaltului, exact. Da. Când trecea o mașină... Ce ai, tati, trecea o mașină, trecea bunica, vine motorul. Că noi așa era, motoriu, de fapt, motoriu. Noi făceam prostia, în momentul în care apărea cu o mașină din an în Paște, să lovim mingea prin fața mașinii, să-l speriem pe ăla. Și am făcut și eu, odată am făcut treaba asta. Am spart oglinda de pe partea opusă a mașinii, am fugit sus în piață. Era un aro de poliție, știi, de la albastru. Păi, omul a zis ortotor nimic, înțelegi, adică nu... Ce, nu, e, dar eu l-am văzut la distanță, nu l-am văzut ce era. M-am aruncat și eu odată, singura dată. Am zis că e că și eu ca ăștia, albastru, parcă-i vă scria poliția. Eram pus sus pe casă, cred că în 2 secunde. Vecinul. L-au căutat, l-au găsit pe bunică. Uite, ce ne-a făcut și eu, ce să fac?
Cred că le-a dat două oglinde acolo. După aia m-a strigat pe mine de vreo două ori. Ha? Ai luat bătaie? De la bunica mea, de la bunici, de la cele două femei bunici. În măsură legală? Nu. Nu, bunica din Dobra, cred că de vreo două, trei ori, fugărindu-mă să vin la masă, cum era normal, cum se făcea invitația la masă. Hai la masă, nu vreau, hai, nu. Iar bunica mea... Eu din cauza asta n-am luat bătaie niciodată. Nu, n-ai avut problemă. Îi citeam gândurile înainte să zică hai la masă, eu mă așezam. Deja erai acolo? Hai, nu funcționa altcum, bă. Ți-am zis, la mine a fost mai de creangă, zi. Poate de aia. Iar bunica de aici, pe măsuri didactice. Eram atent la școală sau chestiuni de genul ăsta. Dar să știi că nu le-o port, nu le-am purtat niciodată la închiună sau pică pe... Pică chiar recunoștință. Și eu, să știi, eu de la bunici nu. Da? O recuperă tata. Dumnezeu să-l ierte și... Are grijă. Să știi că eu am fost un vizionar din punctul ăsta de vedere. Nu trebuie să mă cheme la masă. Mă șezam singur. Așteptam. Știam că vine ora mesei. Da, uite, avem Benedict. A, apropo de ora mesei. Or, că de ori, te rog frumos, uite, ce îți face cu ochiul? Ce îmi face mie cu ochișorul? Ce-mi face? Și aici face trebuie să trag trei bilețele. Sau? Aici trei mezeluri. Că dacă știu secuii să facă ceva, fac cele mai bune mezeluri. Că e treaba bună. Lactatele de... Vestitele lactate de Imănești. Că mi-a dat totul prietenii noștri. Am greșit începutul emisiunii, așa trebuia să începem emisiunea. Da, începem cu urechi. Acum așa, la mijloc o... La treia tăi de COVID. Cum le potrivim? Mai contează. Ai spart mașina de poliție, ai mers cu avion, ai mers cu trenul 20 ori. Pa. De ce n-ai candidat în Târgu Mureș? Eu te votam. Probabil aveam un vot al tău. Da, îl votai. Sincer, eu n-am o atracție spre Târgu Mureș, spre oraș. Nu. Când făceam acea navetă cu trenul, într-adevăr îmi plăcea, mă uitam la el ca la un orășel micuț, cochet, cu străzi înguste, chiar îmi plăcea așa, mersul pe jos. Dar la un moment dat ați făcut greșeala asta, să deveniți orașul cu cele mai multe mașini pe cap de locuitor. Da, cerem scuze, noi suntem de vină. Băi, zici să nu ne mai luăm atâta mașini. Nu mai poți, e ca Bucureștiul anilor 90, nu poți să înaintezi. Tati a fost Ion Andone aici, a zis de mister de Ion Andone, așa a fost Ion Andone aici și a povestit și a zis că a mers la un moment în India. Unde vezi, doamne, să faci de la hotel până acolo, nu știu ce orășel de 2 milioane de oameni, să faci o oră 40. Păi de pe Gheorghe până planul la studiu faci două. Și uite că suntem la Târgu Mureș, despre ce vorbim. Adică, uite că se poate și mai rău. Dar trăim cu speranța că o să fie bine, să știi. Și o să fie bine peste tot. Și cred că asta e una din motivele pentru care tu ai intrat iarăși în această luptă cu grele de rigoare electorală prin care tu n-ai făcut altceva decât să-ți exprimi oferta electorală, să-ți o prezinți în fața oamenilor și uite că oamenii au simțit nevoia de o schimbare. Tu simțeai nevoia de o schimbare în band? Ca locuitor? Da. Da. Da, simțeam nevoia să se facă pașii ăștia înspre viață. Înspre... Ce te-a făcut să candidezi? Am resimțit-o și ca obligație. 818 persoane m-au votat acum 4 ani. Pentru mine e o cifră 818. Imensă. Pentru mine e o cifră imensă. Deci 818, prima candidatură. Da. 818 oameni și-au pus nădejdea în mine. Și n-a fost, cei 818 n-au fost pe anti, au fost chiar pentru mine, pentru viziunea mea, pentru... Aveam o responsabilitate față de ei și mă bucur că nu i-am dezamăgit și că am și reușit să fim mai mulți. Da, și nu i-am pierdut. Nu i-am pierdut, bai, eu am mai și câștigat pe plicin de vizită și mă rog, am mai câștigat evident că am ajuns la 1000 și... Da. Dar... Te-ai uitat vreodată în oglindă, în această, nu știu, campanie, în acest gând de a candidat, tu, Adrian Rus, cum îi zicem, omul, că țăranul de la bani, omul, local. Țăranul, poți să-mi zici, da. Să zici, păi, dar de ce vreau să ajung primar? Te-ai întrebat vreodată? Nu, că știu. Vreau să fac bine. Vreau să fac mult bine la noi. Ce înseamnă să faci bine?
De la a rezolva problemele de infrastructură, la a rezolva problemele funciare, la a rezolva mici detalii care dau... Uite, îți dau un exemplu. Ce văd eu ca bine. Am organizat timp de mai mulți ani un campionat de fotbal, de mini-fotbal, în fiecare duminică, împreună cu unchiul meu. Veneau și de la Târgu Mureș și se juca, cred că a fost între primele campionate serioase din județ. Deci veneau de peste tot și jucau. Dar dincolo de efectul pe care l-avea asupra tinerilor acest lucru, în fiecare duminică dimineață când o luam pe stradă spre terenul de fotbal, vedeam două persoane mai în vârstă care se grăbeau să nu rateze începutul meciului. De jobacii care erau și puțin mai solid, se chinuia să... Mai solid, am zis. Eu nu mă chinuia să meargă așa, dar să nu rateze primul fluier, știi? Și am realizat și atunci că bucuria asta a sportului în cazul de față nu e adresată chiar numai mucoșilor sau numai tinerilor sau numai... Toți trebuie să se bucure de asta. și în esență, poate chiar mai motivant îi să-i oferi ore de viață și de bucurie unei persoane la trecute de o anumită vârstă, care își găsește mai greu. Dar care simte nevoia. Dar care simte, iată nevoia. Și cu siguranță nu e o singură persoană. Nu, sunt sute. Bândenii au fost afectați de pandemie? La noi să știi că a trecut puțin mai ușor pandemia. Am avut cazuri nefericite, într-adevăr, de decese și mormântările s-au desfășurat așa cum s-au desfășurat. Dar restricțiile și aceste lucruri ne-au, cred că ne-au și... S-au restricții toate. Cam așa, să știi. Să știi că ne-au unit așa. Ne-au, păi cum? Vrei să ieși, ai COVID. Nu numai cu ei. Știu eu pe unde. A fost mai ușor de suportat oricum la noi decât în orașe. Mult mai ușor la noi. Numai chiar că n-am jucat fotbal. În rest, ne-am văzut de viața noastră, cred. Make band great again? Dacă analogia bate unde cred eu, n-aș vrea să mă implic în lupta politică din state. Doamne ferește, dar păi state este band, trebuie să-l Bandul is always great. No. Bandul a fost mereu a fost grozav și mereu a fost deasupra. E adevărat că am momente în care, am văzut la tine la podcast și am momente în care și eu am o ciudă pozitivă, așa și... Mă uit cu invidie și spre Ionuț, și spre Cipri la Râciu, câteodată am văzut acum are competiție de box omul, ceea ce mi se pare absolut genial. Și jos pălăria. La voi nu trebuie, voi aveți campion deja. Da, noi avem tații de box, dar era și vorba aia, muncești ca Riciu, primești ca Riciu, dar uite că Riciu face senzație, să știi. Și repet, eu sunt chiar invidios pe Cipri pe chestia asta, dar pozitiv. Pozitiv și cred că e o direcție de urmat ce fac colegii mei. Cu siguranță, dar până la urmă trebuie să fim realiști. Ionuț are un mare avantaj, da. Faptul că este într-o zonă periurbană, faptul da. Că da, sunt o grămadă de oameni din Mureș care au locul de muncă la Sâncrai. Adică da, asta nu se face naveta de la Târgu Mureș spre Sâncrai, da, știu. Și înțelegi? Și faptul, din bani spre Sâncrai, să știi că și noi am... Sunt convins la faptul că el poate să mențină lucrul ăsta și să ducă, dacă nu mă înșel, cred că este cea mai mare comună ca și populație din... Păi din câte știu de la el, că se laudă cu chestia asta, normal. Are undeva la 15.000 de locuitori efectiv. Da. Chiar dacă și faptul că, uite, reușește să facă... Sau să ducă mai departe, să întinerească, asta, da, e de aplaudat și bravo lui. Bravo lui, fără îndoială, eu zic că e o invidie pozitivă. Cipri, deci, Cipru este omul care s-a implicat masiv în cei 4 ani de consilier local și a făcut o imagine foarte bună și nu a dezamăgit. Pentru chiar că, din contru. Păi nu, adică a fost lumea...
lumea s-a aștepta să fie bine, poate nu chiar atât de bine. Înțelegi? Da, Ciprinou umbla cu vrăjeală sau lămurică, Ciprinou... Da. Adică Ciprinou a fost John Doe. N-a trișat. Nu, Ciprinou mi-a și-a zis, bă, pot sau nu pot, la fel a făcut eu. Nu, și la fel cred că trebuie să faci și tu. Și la fel voi face. Și uite că vorbim despre doi primari care sunt mai tineri decât tine. Și care sunt la treia Cipri... nu cred. Tati. Cipri mai tânăr ca mine. Este. Alt motiv pentru care să mă enervez pe el. E și mai tânăr ca mine. De eu nu știu că e mai tânăr. Amândoi. Cu 2 ani, cu 3 ani. Păi din 87, dacă nu mă înșel, este și Cipri. Nu. 86. Nu, ai dreptate. Stai puțin, că a fost coleg cu bunul meu prieten, Ovidiu Sava. Da, a fost coleg de clasă și Ovi mai mic ca mine, dar cu un an. Da, ai dreptate. Ai dreptate. E și mai tânăr Cipri. Acum îl cauzi? E mai tânăr. E mai tânăr, 85, cred că e. 39, cred că e. 85, da. 39. Nu, încă nu am ajuns pe Wikipedia, dar îl punem noi. Da, o să... Te rog, Timi, să mă ajuți. Dar nu, gata, e mai tânăr. Dar e cu siguranță... Da, și uite că vorbim despre o administrație tânără și competentă. Ceea ce cred că vrei să faci și tu, ceea ce cred că ar trebui să facă fiecare primar, în funcție sau fiecare om care se gândește că vrea să ocupe această funcție, o funcție pentru care nu este o școală. Nu este o școală de primari. Nu pe modelul nostru. Eu, școli de primari sunt pe afară, vorbeam mai devreme afară de modelul american, e puțin diferit, acolo există o școală. Mai pac-pac, mai câte o urechiușă, make it great again pe la urechiușă. Da. Pennsylvania, pac-pac. Rog, asta e... Ce să faci? Asta e viața, până la urmă... Dar oricum, ziceai de tinerețe și competențe. Lucrești cariciu, primești cariciu, știi? Nu știați pe asta. Asta e celebră, dintr-o ședință care s-a desfășurat. Secretarul de... 39 de ani rebelian. Da. 85, gata. Ne cerem scuze că v-am făcut mai tânăr. Tu. Eu nu. Eu te-am făcut mai tras... tânăr, pentru că eu îmi permit. Eu l-am dus pe Cipri prima dată la televizor. Da? Să ne înțelegem. Prima emisiune televizată cu mine a făcut-o acum mai bine de 10 ani. Bun, și să revenim să la band. În arhivă. Te rog, să revenim la band. Da. Să revenim la locul pe care tu iubești atât de mult, locul copilăriei tale și unde ai dorit să revii, unde practic ai revenit ca să dai una de ajutor tatălui tău. Te-ai gândit în momentul ăla că vii pentru o perioadă de lungă sau ai zis ok, vin, dar mă reîntorc? Nu. Nu, aș minți să zic că chiar dacă poate cochetam cu ideea. Erau mai multe lucruri care nu erau în regulă ca să fie pe termen lung. Începusem facultatea în București. Ce ai studiat? Lucram în București. ASEU, bucureștean. Dar nu l-am terminat în București. Nu. Ai terminat la band. Am terminat practic la band. Păi ca să vezi așa, cât de legat sunt eu de band, din 96, sărbătorile pascale și cele de iarnă mi le-am făcut cu religiozitate în comuna Bani, județul Mureș. Așa de bine mi-a fost introdusă în scăfârlie chestiunea asta, încât în 2002 sau 2003, când am mers taică-mi să cânte în Canada și în America, eu nu m-am mai dus la ambasada SUA după viză. Am zis că eu am vrut să vin la band de Revelion, că se întâmpla peste anul nou, știi? După Paște. Eu am rămas numai pe Canada. Bine, puteam să rămân în Canada, e adevărat. Mi s-a oferit această șansă, dar nu regret nicio secundă că n-am rămas. Te-ai gândit un pic? Ce să faci? Foarte puțin. Eram și mic. Era prima mea ieșire afară. Îți dai seama, m-am trezit eu de la Dobra Band, direct în Canada ălora. Mă uitam, fratele meu, era prima oară când am văzut chiuvete cu senzor. Nu știam, mă uitam de unde îi dau drumul, ce îi fac lui asta, ce... La Dobra erau cămătări? Nu avem tati. Nu erau acolo? Nu avem tati. Ce să faci? Nu, sunt un cadat. Ce faci, boss? E pustie. Am încăstat. La Dobra e bine. La Dobra e bine. Uite, apropo de Canada, dacă vrei, că să vezi cum e țăranul, că mă simțeam chiar că Mr. Smith goes to Hollywood, goes to Washington. Am avut primul impact cu...
semaforul cu trecerea de pietoni. Păi frate, am vrut să mă plimb puțin. Eram singur. Vis-a-vis un parc imens. Asta în Vancouver se întâmpla. Trecere de pietoni nu se făcea nici cum verde, cum calar tata. Și da, uite, am văzut peste drum, am văzut un domn că se apropie de stâlp, mângâie stâlpul, vedeam. Eu zic, se face verde. Tâlea de soție. Am văzut verde traversă. După aia am văzut butonaș. Press here if you want to cross sau ceva de genul ăsta. Păi n-am apăsat jumătate de oră de le-am tot. Apăsam, treceam în partea altă mă. Duceam, iar apăsam, zic, hai că v-am prins. Aici era schema, zi? Șmecherie. Șmecherie. Atunci am văzut prima, 18 ani aveam, prima ieșire din țară. Apropo de... Apropo de chiuvetă cu senzor, ții minte că se întâmpla în 2004 în București, am fost la Hotel Continental, m-am dus la toaletă, m-am dus la baie. Și n-avea rob... N-avea robinet. N-avea, ce-i trebuie. Stai că la noi nu era cu baterie, știi? Era furu. Zic, bă, ceva doibite. La un moment dat m-au plecat sub chiuvetă. Și a intrat un domn la baie. Știți cumva cum curgea aici? Și-a făcut de la tot așa. Pac, și-o curs. Ma. Păi n-am stat eu jumătate oră în baie. După aia tot tău paga, 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 paga. Ce ai făcut, tati? Cred că le-am dat peste cap o poveste la ăla cu viața. Ei, impactul e mare. 2004, eu în 2003 ce-ți povestesc, deci cam pe acolo. Am descoperit deci lumea deodată. Vorbesc serios, da, deja. Da, pentru noi și eu venind de la Alba Iulia, despre ce vorbim. Eu am fost la McDonald's, boss, în gara de normă, am fost acolo și trebuia să mă duc la decurs cu trenul și am intrat la McDonald's pentru prima dată în viața mea. Și m-a întrebat aia, poftiți, și am zis, aș dori și eu un meniu. Știi și eu, stai, mare sau mic? Mare, că mă gândesc să văd tot. Eu dat aia două plase de cartofi și o să atât. Până am zis nimic, că am zis că nu vreau să apar prost, înțelegi? Iată, știu că până la tecuci, numai cartofi prăjiți am mâncat. Pac, din meniu ăla mare. Da, am cerut un meniu mare, mi-a dat un meniu mare. Nu știi. Și nu ai de unde să le știi. Nu ai de unde să le știi. Acum 20 de ani era o diferență între noi și canadieni în cazul meu. Mi-aduc aminte de colegi de-a mei care ziceau, bă, bătut cineva seară la ușă și m-a uitat pe ochiul magic. Mă zic, noi știm de ochiul maro, dar eu imagine, noi n-am auzit, știi? Sau mi-a luat pa de mijloc. Ce mi-a luat? Ce? Pa de mijloc în București. Ce mi-a luat pa de mijloc? Asta nu știu nici eu mâncă la tata, așa cu l-am stat. Ce mi-a luat pa de mijloc, mă? Păi, patru, ce stă în mijloc cu camerii? Mortul, zic, bă, ce stă în mijloc cu camerii? Nu, tati, patul ăla, știi, cu noptiere, că l-a stă pe mijloc. Pat franțuzesc. Înțelegi? Să mor, jur. Pa de mijloc. Mi-a luat pa de mijloc. Nu aveam pa de stânga sau de dreapta, că era pe canapea. Era mai șmecher că puteam să alegem. Deci pa de mijloc. Jur. Era încadrat de noptiere. Da. Era pe aia. Era fotoliu. Dar mutai cum vrei? Vezi că și asta se întâmpla pe vremuri, inclusiv la bandă am trăit-o. Când veneau sărbătorile, dormeam în temiri care până ce colț. Cum era claie peste grămadă. Și ce frumos era. Da. Și ce frumos era. Și uite că nu trebuiau atâtea telefoane ca să se întâmple lucrurile astea. De multe ori te bucuri să nu mai ține telefonul. De fiecare dată, nu de multe. Țin minte că eram la monitorul de Alba, la Alba Iulia, ziar 2001, dacă nu mă știu. 2001. Și cumpăra să mai telefon ca să... Filip Savi. Să mă sune la 10 să fiu acasă, nu pentru altceva. Și am pus anunțul la ziar că vând apartament, să-mi sune și mie telefonul, că nu mă sună nimeni. Suna telefonul pe stradă. Alo? Da, nu știu, și acum... Așa că la un moment dat au apărut alea de le puteai... Cum ar veni soneria, era soneria lui. Ei, mai erau de ăștia, deci puneau să sune. Da, și sună și atenție. Da, asta în București am prins. Ei, dacă spun ca facele, se întâmplă, nu, adevărul e că se întâmplă. Da, impactul pe care tehnologia asta, așa, dintr-o dată să te izbească. Asta este, știi cum e, că avem ochelari inteligenți, ceas inteligent, telefon inteligent, mașină inteligentă, casă inteligentă, păcat că noi suntem purtătorii, asta e durit. Ochelari inteligenți numai tu ai. Bineînțeles. Se poate. Mai până la urmă, cred că
cred că e fain să vezi un om în pielea lui, știi? Adică tu acum parcă ai fi îmbrăcat în costumul lui Adam și ai venit aici să vorbești în fața lui Dobrater așa cum ești tu ca om. Și să te vadă lumea că de fapt ești un om foarte fain. Și ești un om sincer. Și ești un om sincer. Adică nu, nu ești genul de om care vrei să epatezi. Nu ești genul de om care... Tata, eu... Nu, nu, nu ai. Nu ai chestia asta. Păi, minciuna cu ce mă ajută? Nu mă ajută cu nimic. Mai frumos nu mă fac. Adică e vizibil că nu sunt ăsta. Avem prieteni de ăștia, medici. Pa, pa, pa. Că vrei, te fac și fetiți, nu știu de probleme. Da, nu, dacă nu de doresc. Frumos vrei să ajungi frumos, te rezolvă. Nu, nu-mi doresc lucrul ăsta. Așa e, Liviu. Deci, nu, eu cred că trebuie să mergem pe naturalețe, trebuie să mergem și să arătăm că de fapt ăștia suntem noi. Și dacă tu vorbeai de prima dragoste, că a fost în band, da, și ultima dragoste în band, uite, da, că până la urmă vorbim despre doamna. Da, Noemi. Te-a ținut în band? Poftim? Te-a ținut în band? Adică a fost unul din marile motive pentru care a rămas în band? Dar nu se punea problema să plec. Nu, împreună dar, cu ele, împreună cu soția și cu fetele, te-ai gândit vreodată să pleci? În București, spre exemplu? Nu. 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 Ți-ai vedea crescând copiii în București? Nu. Le-aș vedea pe ele stând cu bunica lor prin... Nu, nu. Zi de zi. Zi de zi, zi de zi. Școală acolo și tot să-ți trească viața zi de zi. M-aș bucura pentru partea de școală, probabil, pe anumite aspecte să facă. Deși și Târgu Mureșul și Clujul, mă rog, oferă destul de... Oxford. Bune opțiuni. Oxford. Acum să fim puțin. Păi tocmai ce am zis, că n-are sens să... Și până la urmă Oxford așa cu cine să se mene, că tăticul a început ASE-ul, dar am terminat facultatea după vreo 8 ani, 9 ani, tăticul. Când mi-am amintit de ea. Cum să spun că... A, bă, știi de ce am ratat? A fost rusul și ați rămas rus. Fii atent, primul an de facultate, ASE, țiplă, nicio restanță, nimic. Am plecat în Canada în anul 2, a avut campanie tata în anul 2. S-a ales praf. Pe când am început eu, m-am transferat eu la Târgu Mureș, nici nu se mai făceau 4 ani, că se făceau numai 3. Asta e. Da, mă rog, am terminat. Sunt economist, într-adevăr. Din rusul, din 4 litere, a ajuns rus 3, din 4 ani de facultate. 3 ani de facultate, uite, domne. Pe care 3? N-auzi că vreo 8? Păi bine. Am stat pe bar. Am înțeles, bun, dar până la urmă, hai să spunem așa, că e cel mai greu până ajungi în anul 2. Primii 4 ani. Primii 7. Primii 7, bun, păi nu. După aia... La tine au fost 6, că dacă au fost 8, ai băgat anul 1 6 ani. Am stat pe bară mult până m-am transferat la Cantemir, că aici am terminat la Cantemir. Până la urmă, nu a fost așa, pur și simplu am lăsat-o deoparte, adică au fost alte priorități. Dar revenind la fete, chiar așa departe să sară. Nu, tu cu de familia Oxford. Ta, da, Doamne ajută, până la urmă e vorba despre posibilitățile fiecăruia și să-și dorească pentru copilul cel mai bun. Că tu, dacă ți-ai pe 1 milion de euro, nu să zici, tati, du-te la eclânze la școală. Da, nu, să ajung eu pe 1 milion de euro. Înțelegi? Ce nu, să mai știi, uite ce aici. N-au zis că mi-e rău de înălțime. Cristina, sper. Nu mor dacă într-o zi n-ajunge milionul ăsta să-mi spui mie cum vrei. Uite aici, poveste, bine, că atunci nu te mai băgăsem, mă, că își trimite om să gândești. Nu, ia 100.000 de câte adorme. Ne trimite cât o poză de aia micuță să pui în locul. Da, ești un tip cu simțul umorului și îți place viața. Da, da. Zine un banc. Să zic un banc? Un banc de la bandă. Un banc de la banc. Hai să zic un banc cu... Stai puțin să-l adaptez, îl adaptez la podcast la Florin. Da, podcast la Florin, badea Ion. Și zice, Florin, ce badea Ioane, ce povestește în cea mai faină zi din viața dumitale. Și zice, Ion, ce auzi, domnule dragă, și într-o zi eram aici la Cârciumă cu ei mai bun 20 de prietenii mei, beam o țură de țuică. Și a venit un altul și a zis că i s-a rătăcit muierea în munți. Noi, eu cu prietenii mei, am mers, am cătat-o. Spre seara în găsto, am regulat-o toți. Da. Și ne-am întors aici la Cârciumă să bem țuică. Florin, normal, cu eticheta la el. Și, doamne, ce nu pot să dau așa ceva, îți bagi joc de podcastul meu, ce zici? Și dumitale, a doua zi ca fericire din viața dumitale. Și pe domnule dragă, într-o zi eram aici la Cârciumă cu ei mai bun 20 de prieteni, am mai beam țuică. Și-o vint un altul și-o zis că i s-a rătăcit o oaie prin munți. Păi eu cu prietenii am mers, am cătat-o, spre seara în găsto, și ne-am întors aici să ne continuăm cu țuică.
Florin nervos. Ce, băi, omule, mă, ce, las-o. Zi, mai bine cea mai tristă zi din viața dumitale. Păi, domnule dragă, într-o zi m-am rătăcit prin munți. Și au venit cei 20 de prieteni. Prietenul la nevoie se cunoaște. Și m-au... Tony Tolevert. Zamă de șalate. Zamă de șalate. Care este mâncarea ta preparată din copilărie? Dobra sau band? Unde găteau bunicii mai bine? Band. La band. Band. Ba, la Dobra în sud, de fapt. În sud nu era vorba de a fi gurmand, cât de a mânca, fiindcă e nevoie să mănânci. Să nu-i bătaie. Da, în cazul meu nu iau bătaie, dar se mânca pentru a mânca. Aici, totuși, Ardealul are un plus în general. Și la band, da, bunica din band gătea mult mai ce bine. Ce înseamnă că n-am avut bunici în sud? Pe partea asta mare lucru. Dar, în schimb, dacă mă întrebi așa, preferata din copilărie, cred că orezul cu lapte. Și uite, acum Noemi, dacă... A, dar nu e în direct. Ah, păcat că nu e în direct. Noemi. Și te orez cu lapte, soție. Orez cu lapte. Orez cu lapte, da. Ăla era eu ceva senzațional. Eu mi-aduc aminte de păpăraie, așa ziceam, da. Omletă. Da. Păpăraie cu carne la galiță și cu cărniță. Ce orez cu lapte, bă. Și copilării diferite am avut. Păi, uită-te la păi eu ce ziceam? Stai că nici eu nu-s departe. Urmesc cu orezul. Eu cu cărdați. Și mie îmi plac în ația. Uite, că zici, în copilărie, într-adevăr, îmi plăcea să bag mâna în untură, așa să... Știi? Ca la 6 din 49. Să vedem oare ce scot de aici. Mă, ce bun era. Bunicul meu era măcelar. Nu știu, îți dai seama? Și era singurul din sat. Bine, la un moment dat, pe vremea lui așa, l-au și ascuns, că a tăiat vițel și nu știu. N-a dat cui trebuia, nu știu ce a făcut, mă rog. Se pomeni răzvan? Lasă că merge acasă. La mulți ani, Iulia Moldovan. Până să mergi la acasă, uite aici. La mulți ani. Iulia Moldovan, asta este ziua soției lui Răzvan. La mulți ani. Și îți mulțumesc că l-ai lăsat asta să vină la noi. Știu că ți-ai dorit un moment de respiro. Drept urmare, uite-l aici cu noi. Îl ținem cât de mult. De ziua ta, să fii liberă. La mulți ani, să vă bucurați de minunații voștri copilași. Și de soție este bucur că trebuie cât mai mult și cât mai bine ca noi să putem să fim un exemplu pentru toți ai noștri. Adrian, pentru mine este o bucurie să ne revedem. Mă bucur că ai venit la mine la podcast. Mă bucur că mi-ai dat voie să te cunosc așa cum ești tu. Să facă băieți așa o melodie de asta de sfârșit, care să fie tot sursa naturală lui. Vreau să-ți mulțumesc și eu pentru că m-ai invitat, mi-a făcut o reală plăcere. Îmi pare rău că nu pot pe partea asta muzicală să fac mai multe, dar... În 4 ani la atâtea chefuri, eu cred că înveți să și cânti. Hai, să vă... Ca să fie treabă. Din do major, băieți. Re? Aia eram pe aproape. Aha. Salutări și domnului Costea cu ocazia asta. Cu pomul bun. Pomul bun și pomul copt, da, hai, măi, durule, hai. Ăștia n-au avut noroc, da, hai, măi, durule, hai. Pomul bun și pomul copt, da, hai, măi, durule, hai. Ăștia n-au avut noroc, da, hai, măi, durule, hai. Și stau la margine de drum, omul cop și omul bun. Și stau la margine de drum, omul cop și omul bun. După cior, da, cior avut, da, hai, măi, dorule, hai. I-or lăsat, i-or părăsit, da, hai, măi, dorule, hai. După cior, da, cior avut, da, hai, măi, dorule, hai.
E ori lăsat, e ori părăsit, hai măi, dorule, hai. Și stau la margine de drum, omul cop și omul. Și stau la margine de drum, omul cop și omul. Și stau la margine de drum, omul cop și omul. Și stau la margine de drum, omul cop și omul. Hey, Cristian Răzvan Band. Thank you very much. Și cât și band, da, și band, și band, și band, și band, și prietenii noștri, și le mulțumesc că sunt aici alături de mine. Pentru toți prietenii primari care se uită, dacă vreți spectacole cu cei mai buni, îi aveți aici. Încă o dată, mii de mulțumiri. Asemenea. Nicușor, Jenny, Unchiu Țucu, Mătușa Milie, Anca, Adela, toți verii mei, toți prietenii mei de la Band PTA, salut! Și ce să zic, să ne vedem cu bine. Și în primul rând, știi ce-mi doresc? Să ne vedem sănătoși. Că să ne vedem sănătoși, că toate le putem face. Cadouri. Fii atent, lactate de Ibănești. Benedict, că dacă știu să cui să facă ceva, fac cele mai bune mezeluri. De lactate, un munte de gust. Și bineînțeles, de la Crama Sântu, o butelie de vin. Deci numai prieteni trec în mâna ta, domnul Costea. Da, numai prieteni, pentru că oamenii buni se adună aici la invitații lui Dobrater. După cum vine, vezi, sunt cu cei mai buni. Să mergi acasă și împreună cu soția ta să vă bucurați de un vin al naibii de bun. De bun. Eu deja m-am bucurat puțin. Lasă, că mai bine te bucur cu ea decât cu tăi. Ce să zic, toate cele bune, la revedere, Doamne ajută, și nu uitați, la invitații lui Dobrater vin cei mai faini oameni. Pa, pa, pa. O seară bună!